Parcul Național Retezat este mereu surprinzător, iar cu ajutorul camerelor video de monitorizare a faunei pot fi admirate diferite specii de animale, pe care nu le-am putea întâlni cu prea mare ușurință pe traseele din tărâmul cu ochi albaștri. Recent, reprezentanții parcului au făcut publice imagini cu un cerb ce se odihnește în tihnă pe zăpadă, imagini ce fac deliciul internauților. Turiștii sunt încurajați să viziteze parcul, iar utilizarea resurselor naturale trebuie să fie durabilă și reglementată. Frecvent, camerele de monitorizare a faunei surprind imagini cu cerbi sau alte animale sălbatice în Parcul Național Retezat, contribuind astfel la înțelegerea și monitorizarea biodiversității din zonă. Recent, camerele de monitorizare fauna, amplasate în diferite zone ale Parcului Național Retezat, au surprins un cerb ce s-a lăsat mângâiat de razele soarelui, dar pe o pătură de omăt. Parcul Național Retezat este unul din cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Națională a Pădurilor Rom-Silva, care adăpostește peste 100 de specii de păsări, 55 de specii de mamifere, pești, reptile și amfibieni. Mamiferele identificate până în prezent aici reprezintă 23% din mamiferele terestre ale Europei.